Ceva foarte important legat de halvingul Bitcoinului, mai ales pentru cei care sunteți noi în spațiul acesta. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod cu dumneavoastră. Este Robert cu cele mai importante update-uri din zona cripto. E o zi de duminică cu soare, am ieșit puțin afară la vitamina D. Acum poate scuzați-mi ținuta poate mai nefastă de vară, însă vreau să fiu foarte relaxat și așa cum am ieșit afară, astăzi mă gândeam să filmez un material legat de evenimentul acesta care ne stă înainte la aproximativ o săptămână, ceea ce este wow, pentru că avem parte de un eveniment incredibil în lumea cripto și mai ales cei care sunteți noi, vreau să înțelegeți ceea ce se întâmplă, dar și cei care sunt în această lume, să ne mai delectăm amintindu-ne de aceste perioade incredibile care desigur scriu istorie în rețeaua Bitcoin. Nu uitați să puteți sprijini tot ce facem aici apăsând un simplu like și desigur un subscribe. După cum bine știți, Bitcoin Halving este un eveniment semnificativ în rețeaua Bitcoin, programat să se întâmple aproximativ o dată la fiecare 4 ani de zile, după ce sunt minate circa 210.000 de blocuri. Esența acestui eveniment constă, desigur, în reducerea la jumătate a recompensei acordate minerilor pentru fiecare bloc, e bine, validat, ceea ce înseamnă și o diminuare a ratei de introducere a noilor Bitcoin unde? Păi în circulație, dragii mei. Procesul acesta de halving este, putem să spunem, proiectat pentru a reduce oferta de noi Bitcoin introduși pe piață cu 50%, ceea ce teoretic ar putea conduce la aprecierea prețului dacă, atenție, cererea rămâne constantă sau crește. Această metodă de a limita oferta de noi monede, putem să spunem că este fundamentală pentru propunerea de valoare a acestui activ, Bitcoin, da? Subliniind raritatea verificabilă ca trăsătură centrală a sa. Acum, până în prezent, Bitcoin a trecut prin mai multe evenimente de halving, ultimul având loc în mai 2020, când recompensa pentru minat a scăzut de la 12,5 la 6,25 Bitcoin per bloc. Următorul este anticipat să se întâmple, pentru că spuneam asta la începutul materialului, în jurul datei de 16 aprilie a acestui an, 2024, când recompensa va scădea, desigur, înjumătățindu-se la 3.125 Bitcoin pe bloc. Halvingul. Putem să spunem că este parte integrantă a codului Bitcoin. O regulă, e bine, presetată, care asigură că rata la care noi Bitcoin sunt introduși în circulație este redusă la jumătate la fiecare din nou 4 ani de zile. Această măsură este menită să continue până în jurul anului 2140, ceea ce mi se pare wow. Acum, poate că vă gândiți, Bitcoin este doar la început de drum? Păi eu trecut cam un deceniu și puțin peste el. Cam da, mai avem de mers în continuare. An, da? Care se estimează că o să fie, din nou, 2140, ultimul în care vom avea un Bitcoin minat, da? Ducând totalul la capul maxim prestabilit de câți? Păi de 21 de milioane de monede. Doar atâți Bitcoin o să fie. Prin limitarea ofertei, pseudonimul Satoshi Nakamoto, creatorul, da, Bitcoin, că vine vorba de un om sau de o grupare super inteligentă de oameni care au pus în mișcare acest activ și l-au implementat, i-au dat drumul în piață și se pare că comunitatea care a îmbrățișat și tehnologia pe care a fost construit acest activ l-a validat, da, cumva a căutat, pot să spun, să confere monedei o valoare prin raritate, desigur, similară cu resursele limitate precum aurul. Acum, din punct de vedere natural, da, aurul este limitat, dar el încă nu putem spune că este limitat. De ce? Pentru că încă se mai descoperă aur. Da? Bitcoin unde să se mai descopere?
Și acest eveniment de halving are un impact semnificativ nu doar asupra minerilor, ci și asupra dinamicii întregii pieți a criptovalutelor, criptomonedelor. Anticiparea acestui eveniment poate duce la o creștere a interesului și a prețului Bitcoin, având în vedere scăderea ofertei de noi monede. Totodată, evenimentul de halving poate avea efecte asupra altor criptovalute, da? Influențând și consolidând încrederea investitorilor și atrăgând atenția asupra pieței de cripto, putem să spunem, în ansamblu. Pentru investitori, înțelegerea impactului pe care Bitcoin halving îl poate avea asupra pieței este, pot să spun, crucial. Vreau să înțelegeți că spațiul cripto este încă aici să construiască noi oportunități, noi soldați și, pot să spun, chiar noi milionari. Așa că puteți să vă ancorați în lumea aceasta. Dacă vreți să învățați mai mult, să aprofundați, aveți un link în descrierea clipului, să veniți în școala noastră în Greu Capital. Aveți un abonament premium de $50 pe lună. Puteți să creșteți într-o comunitate de oameni deștepți, grozavi, care totodată, ca și dumneavoastră, își doresc să crească, să educe, să identifice ponturi, viziuni, noi oportunități și așa mai departe. Și nu uitați că pe 17 aprilie, da, o să ne vedem la Dubai la evenimentul The Secret. O să fiu acolo împreună cu Cristian Chipoi și cu Mihai Daniel la un super eveniment unde vă dăm pe tape secretele noastre. Mai avem puține bilete, ticketuri VIP. Vă las un link în descrierea clipului să mergeți, dragi ascultători, doamnelor și domnilor, să vi le rezervați chiar acum și să ne vedem acolo pe 17 aprilie. Mâine, probabil la începutul unei noi săptămâni, ca proiecție pentru săptămâna ce vine, o să ne vedem la un nou material. Până atunci, te las cu bine, sper că ți-a servit acest clip, nu uita de un like, un subscribe și, desigur, share clipul ăsta la cât mai mulți oameni. Să creștem, fain, înclin, cu drag, al vostru, Robert.